Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu mă numesc, după cum bine știți, Florin Stoian, cunoscut în literatura română și sub acronimul de Florin Salam. Iar astăzi am să vă delectez recitind, oameni buni, o piesă tare dragă mie, intitulată și Saint-Tropez. Sper să vă placă! Urmează cea mai specială melodie pentru toți barosanii României, de la al vostru Florin Salam, mai nou briliantul României. Pentru toți magnații care știu să-și facă viața, respect maxim pentru ei. Una, două, trei. Voi oameni bogați, hai să vă distrați. Hai să vă distrați, oh, ah, lele, ah, lele, lele, lele. Să cheltuim banii, 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 fiindcă ne trec anii, 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 fiindcă ne trec anii. Oh, ah, lele, ah, lele, lele, lele. Asta e partea mea favorită. Haide în vacanță pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa. Că trece viața, raga, daga, daga, raga, daga, ga, raga, pula mea, cum dracu zic? Raga, daga, da. Hai în vacanțe pe la Saint-Tropez, ia și nevasta, da, ia și amanta, că-i frumoasă viața. Na, mă, haide, ta, ra, ra, ta, ra, 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 haide, da, haide, haide, da, haide, haide. Viața de magnat și de împărat, eu mereu mi-o fac, da, ah, lele, ah, lele, lele, lele. Femeie regină, urcă-te în mașina, oh, oh, să-ți fac viața bună, ah, lele, lele, lele. Ce pizda, măsia. Hai în vacanțe pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața. Hai în vacanțe pe la Saint-Tropez, ia și nevasta, ta, ia și amanta, că-i frumoasă viața. Salam, Florin Salam, salam, da. Salam, vă distrează, number one. Hai în vacanțe pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, că trece viața. Raga, daga, da. Hai în vacanțe pe la Saint-Tropez, ia și nevasta, da, ia și amanta, că-i frumoasă viața. Asta e partea mea favorită. Ga, daga, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, iar dacă dumneavoastră, publicul iubitor de literatură umoristică, mai doriți și alte melodii transpuse în poezii ale altor mari poeți ai timpurilor noastre, ca și Dani Mocanu sau desigur Vali Vigelie, nu ezitați să scrieți în comentarii mai jos. Băgați aci la șeful banilor o abonare pentru noroc în viață și, cum îmi place mie să spun, la femei, și am să vă las cu o vorbă de-a mea consacrată în timp în rândul marilor compozitori de artă scrisă, și anume: adevărat? Cine pula mea scrie versurile alea? Ai de pizda, măsii.